Ezra, capitolul 8, vom citi începând cu versetul 21. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum, căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru, și el ne-a ascultat. Amin. Mesajul la care vă invit să medităm în această zi l-am intitulat Asigurarea prezenței Divine îți va aduce mult bine. Asigurarea prezenței Divine îți va aduce mult bine. Trăim într-o lume a practicării asigurărilor. Ne asigurăm casa, ne asigurăm mașina, sunt atâtea lucruri pe care oamenii și le asigură, dar pentru noi, ca și creștini, cea mai importantă asigurare este asigurarea prezenței divine, este asigurarea veșniciei împreună cu Dumnezeu. Lucrul acesta l-au înțeles și cei din poporul Domnului, care după ce au ieșit din robia Egiptului, după ce au fost scoși de Dumnezeu cu mână tare din robia Egiptului, au înțeles că nu au nicio șansă să ajungă în țara promisă fără însoțirea lui Dumnezeu. În cartea numeri capitolul 9, Citim de la versetul 15 următoarele. În ziua când a fost așezat cortul, norul a acoperit locașul cortului întâlnirii. Și de seara până dimineața, deasupra cortului era ca înfățișarea unui foc. Totdeauna era așa. Ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfățișarea unui foc. Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel, și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului, tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. Când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului și nu porneau. Când norul rămânea mai puține zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Dacă norul se oprea de seara până dimineața și se ridica dimineața, atunci porneau și ei. Dacă norul se ridica după o zi și o noapte, atunci porneau și ei. Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile sau o lună sau un an, copiii lui Israel rămâneau tăbărâți și când se ridica, porneau și ei. Tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului, ascultau de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise. Exod, capitolul 40, versetele 36 și 37, evidențează același lucru și anume, cât au ținut călătoriile lor. Copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra cortului și când nu se ridica norul, nu porneau până ce nu se ridica. Dar au trecut ani și poporul începe să se schimbe. Ajung în țara promisă, în țara făgăduită și unii și-au zis, nu mai avem nevoie de însoțirea lui Dumnezeu. Ne descurcăm și singuri. Când o să fie cazul, când o să vedem că nu mai avem nicio șansă, niciun sorț de izbândă, o vom apela la Dumnezeu, îl vom lua noi cumva pe Dumnezeu cu noi să ne scape. Și vă rog să ascultați ce spune cuvântul în 1 Samuel, capitolul 4. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Ebenezer și filistenii tăbărâsără la Afec. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni, care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără, și bătrânii lui Israel au zis: Pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteeni? Păi nu-i mai Dumnezeu cu noi, nu ne-a scos Dumnezeu din țara Egiptului, nu ne-a călăuzit Dumnezeu atâția ani prin pustie, nu ne-a dat Dumnezeu izbândă după izbândă și am ajuns în țara asta și acum să fim înfrânți, să fim biruiți de niște filisteeni. Și s-au gândit ei și și-au zis, trebuie să facem ceva. N-a mai venit Dumnezeu cu noi, îl luăm noi cu forță. În loc să-și schimbe trăirea, datorită căreia Dumnezeu s-a îndepărtat de la ei, în loc să-și schimbe viața, în loc să-și pună viața rânduială cu Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu, să-și asigure însoțirea lui Dumnezeu, cred că pot să-L manipuleze pe Dumnezeu. Și ascultați ce fac. Haidem să luăm de la siro chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrășmașilor noștri. Poporul a trimis la Silo de unde au adus chivotul legământului Domnului Oștirilor, care șade între heruvimi. Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut, pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără vai de noi au zis ei că și n-a fost așa ceva până acum vai de noi Cine ne va izbăvi din mâna acestor Dumnezei puternici? Dumnezei aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Întăriți-vă și fiți oameni, filistenilor, ca nu cumva să fiți robi evreilor, cum v-au fost ei robi voă, fiți oameni și luptați. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui, înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30 de mii de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. Ce tragedie! Să crezi că Dumnezeu este cu tine și El să nu fie. Să pornești la luptă împotriva vrăjmașului, bazându-te pe însoțirea lui Dumnezeu și să fii înfrânt. Pentru că Dumnezeu nu te-a însoțit și nu te însoțește în orice condiții. Ne stă înainte un an necunoscut și cu siguranță că avem nevoie de însoțirea lui Dumnezeu pentru a ajunge la liman ținta noastră rămâne patria cerească, cananul ceresc. Dar înțelegem că pentru a ajunge acolo avem nevoie de însoțirea lui Dumnezeu, avem nevoie de prezența divină în fiecare zi. Ai asigurat această prezență a lui Dumnezeu? Asigurarea prezenței divine îți va aduce mult bine, de aceea, dincolo de lucruri pe care ni le asigurăm aici pe Pământ, e deosebit de important să ne asigurăm prezența divină în viața noastră. Și vă rog să le țineți în privința aceasta următoarele. Mai întâi asigură-ți prezența divină prin mărturisirea credinței personale. Asigură-ți prezența divină prin mărturisirea credinței Personal. Ezra stă înaintea împăratului și mai înainte de a porni la drum pentru a se reîntoarce în țara binecuvântată, în țara promisă, el este gata să-și mărturisească credința. Credință pe care nu și-a pierdut-o în robie. Credință pe care nu și-a pierdut-o în trecerea vremurilor. Și stă Ezra înaintea împăratului și spune, mi rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăresc care să ne însoțească împotriva vrășmașului pe drum, căci spusesem împăratului. Mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste toți cei ce îl caută. Împărate, Vreau să -ți spun ce cred. Vreau să-ți împărtășesc credința mea. Și credința mea este că Dumnezeu va fi cu noi și ne va păzi de vrăjmași. Mai mult decât ai putea să ne asiguri tu protecția, am un împărat și avem un împărat care ne va feri de cel rău, ne va păzi de vrăjmași, ne va păzi de probleme în călătoria aceasta. Era o mărturisire a credinței personale. Și le țineți, credința aceasta mă ajută să-L cunosc pe Dumnezeu. Și Ezra este gata să stea înaintea împăratului și să depună mărturie despre credința lui, pentru că această credință l-a ajutat să-L cunoască pe Dumnezeu. Dincolo de problemele de zi cu zi, dincolo de nevoile personale, era Dumnezeu pe care ezra îl cunoștea? Ca să-ți mărturisești credința personală, trebuie să-l cunoști pe Dumnezeu și îl vei putea cunoaște pe Dumnezeu în măsura în care vei fi gata să crezi în El. Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui. Fără credință, este cu neputință să fim biruitori. Fără credință, este cu neputință să intrăm în viața veșnică împreună cu El. Fără credință, nu există mântuire. Credința aceasta mă ajută să-L cunosc pe Dumnezeu și spunea însuși Hristos Domnul și viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe Fiul tău pe care l-ai trimis tu. Acum, fără credință, putem cunoaște multe lucruri despre Dumnezeu. Și sunt atâția care n-au nicio treabă cu credință, care nu cred într-un mod real, dar știu lucruri despre Dumnezeu ca să-L cunoști pe Dumnezeu, ai nevoie de credință. Nu e suficient să știi anumite lucruri despre Dumnezeu, nu e suficient să recunoști doar că există o forță în universul acesta. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, ai nevoie de credință și credința mă ajută să-L cunosc pe El. Credința aceasta, pe de altă parte, mă determină să-L primesc pe Dumnezeu. Și vă rog să rețineți. Sunt mulți care se mulțumesc cu o cunoaștere a lui Dumnezeu. Dar nu sunt dispuși să-L primească. Sunt mulți care recunosc că nu pot să aibă parte de izbândă în călătoria lor dacă n-ar fi Dumnezeu cu ei. Dar atât au nevoie de Dumnezeu până și ating scopul, după care îi întorc spatele. Nu vor să-L primească, nu-L vor în viața lor. A venit la ei săi. Și ai săi nu l-au primit. O, dacă ai fi întrebat pe cei din poporul Domnului despre Dumnezeu, ar fi spus, da, există, cum să nu? Părinții noștri au crezut în Dumnezeu, părinții noștri ne-au vorbit atât de mult despre Dumnezeu. Cum să nu există Dumnezeu? Credem că există Dumnezeu. Dar când vine Dumnezeu în mijlocul lor, când se întrupează Fiul lui Dumnezeu, îi întorc spatele. Nu vor să-L primească. Asigură-ți prezența divină prin mărturisirea credinței personale, credință care mă motivează să-L iubesc pe Dumnezeu. Îl cunosc și pentru că îl cunosc vreau să-L primesc în viața mea, să mă însoțească în călătoria vieții și pentru că l-am primit în viața mea vreau să-L iubesc și sunt motivat să-L iubesc cu toată ființa. De altfel, spunea Petru în întâia sa epistolă, voi îl iubiți fără să-L vedeți. Credeți în El fără să-L fi văzut. Și asta face credința, mă motivează să-L iubesc. Eu nu-L primesc pe Dumnezeu și-L pun undeva într-un sertar. Nu-L primesc pe Dumnezeu în viața mea și-L închid undeva. Eu am nevoie de Dumnezeu în fiecare zi, Mă apropii mai mult de el și îl cunosc tot mai bine în fiecare zi, dar prezența lui în viața mea mă motivează și ar trebui să ne motiveze pe fiecare să-l prețuim, să-l iubim pe Dumnezeu. Când ai o astfel de credință, vei fi gata să-l mărturisești personal. Fie că vei sta înaintea împăraților, înaintea celor înălțați în dregătorii, fie că o vei face în mijlocul familiei, fie că o vei face în mijlocul prietenilor sau a colegilor. Când ai o astfel de credință, vei fi gata să-l mărturisești personal. Și vă rog să le țineți. Dumnezeu nu însoțește pe cel ce îl tăgăduiește. Niciodată Dumnezeu nu mă va însoți dacă eu îl voi tăgădui, dacă nu îl voi recunoaște, dacă nu îl voi primi, dacă nu îl voi prețui așa cum se cuvine. Prin urmare, asigură-ți prezența divină prin mărturisirea credinței personale. În al doilea rând, asigurăți prezența divină prin practicarea rugăciunii zilnice. Asigură-ți însoțirea divină, asigură-ți prezența divină prin practicarea rugăciunii zilnice. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Și el ne-a ascultat, spune Ezra. Am înțeles că, mai înainte de a porni la drum, trebuie să stăm de vorbă cu el. Am înțeles că este deosebit de importantă. Comunicarea cu Dumnezeu, să ne punem viața în mâinile lui Dumnezeu, să ne încredințăm pe noi și familiile noastre cu tot ce avem în mâinile lui Dumnezeu. Dar asta nu doar la început de an. Dar asta nu doar atunci când urmează să pornim într-o călătorie, ci în fiecare zi să practici rugăciunea, să stai de vorbă cu Dumnezeu. Rugăciunea trebuie să fie făcută însă în unitate. Mă rog în Duhul meu, mă rog în mod personal, dar în același timp, ori de câte ori am oportunitatea, eu sunt chemat să pun preț pe starea de vorbă cu Domnul, împreună cu frații, cu trupul lui Hristos, cu cei credincioși. Și spunea Domnul în Matei, capitolul 18, Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu sau pentru numele meu, voi fi și eu acolo. Acolo unde cei din poporul meu se adună la o altă pentru rugăciune, eu voi fi prezent. Și când poporul înțelege să stea de vorbă cu Dumnezeu și să o facă în unitate, își asigură însoțirea divină, prezența divină. Practică rugăciunea zilnic, rugăciune pe care însă trebuie să o însoțești și să o însoțim și cu post. Și ascultați ce spune Dumnezeu prin cuvânt în Isaia, capitolul 58. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi, la ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ți seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriași voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Acum, cine dintre noi se roagă numai așa ca să treacă vremea? Ne rugăm și vrem ca Dumnezeu să audă, să asculte rugăciunea noastră să ajungă la El. Dar când nu este făcută într-un mod corespunzător, nu ajunge rugăciunea la Dumnezeu. Oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Acesta numești tu post și zi plăcută Domnului? Poate că nu odată am zis, aș vrea să țin și o post, dar nu pot să nu mănânc o zi. Pentru că mulți înțeleg că postul înseamnă numai să nu mănânci. Și ajung să-și chinuiască trupul, pierzând semnificația postului. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Că poți să nu mănânci dacă rămâi tot rău. Deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte spâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău, păi opostesc. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flământ, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare, Domnul te va călăuzi neîncetat îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine odată ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărămăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit ce imagine frumoasă ne prezintă Dumnezeu și la ce ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Dacă vrem să ne asigurăm prezența divină, atunci stai de vorbă cu Domnul în rugăciune și fă-o asta în unitate și însoțește rugăciunea cu post, dar după voia lui Dumnezeu, pe de altă parte rugăciunea aceasta fă-o și în mod precis exprimă-o înaintea lui Dumnezeu într-un mod precis. Pentru cei care credeau că pot să folosească prilejul acesta de a se ruga și să spună multe vorbe, Domnul le spune în Matei, capitolul 6, versetul 7, următoarele. Când vă rugați, atenție, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Stai de vorbă cu Domnul, dar fi precis, fi concis în rugăciunile tale. Dumnezeu nu are nevoie să-L informăm, ca și cum El n-ar ști cu ce ne confruntăm, care ar fi problemele, care ar fi nevoile. Stai de vorbă cu Domnul, dar fi cât mai precis în rugăciunile pe care le înalți înaintea Lui. Dacă vrei ca Dumnezeu să te asculte, învață să stai de vorbă cu El zilnic. Spunea cineva, dar cum să învăț să mă rog? Și răspunsul este, rugându-te. Și pe măsură ce te vei ruga mai mult, vei învăța să te rogi. Dumnezeu nu însoțește pe cel ce-l nesocotește. Dumnezeu nu mă va însoți câtă vreme eu îi voi întoarce spatele, câtă vreme îi voi nesocoti prezența lui, voi nesocoti starea de vorbă cu el. Dumnezeu nu stă la îndemâna noastră și când avem nevoie, îl scoatem dintr-un sertar, îl folosim, îl punem la loc, dăm de necaz, îl luăm pe Dumnezeu să ne rezolve problemele, îl punem la loc. Noi trebuie să stăm la dispoziția lui. Noi trebuie să căutăm prezența Lui, părtășia cu El și o putem face prin practicarea rugăciunii zilnice, nu doar săptămânale sau ocazionale. Pe de altă parte, asigură prezența divină prin recunoașterea limitărilor omenești. asigură prezența divină prin recunoașterea limitărilor omenești. Și spune Ezra în privința aceasta. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Și făcând asta, Ezra nu face altceva decât să recunoască că resursele omenești sunt limitate, că posibilitățile omenești sunt limitate și au și avem nevoie de însoțirea lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu în călătoria noastră. Dar resursele omenești sunt atrăgătoare. Și cuvântul spune, Apostolul Pavel spunea în a doua Timotei, capitolul 4, versetul 10, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. S-a uitat în jur și a fost atras de ceea ce lumea îi oferă. Și s-a îndepărtat de Domnul, și s-a îndepărtat de lucrare, s-a îndepărtat de cei împreună cu care a slujit atâta vreme. Poate că și în anul care a trecut ne-am uitat în jur și am fost atât de atrași de tot felul de lucruri care am sperat noi, am crezut noi că ne vor fi de folos, ne vor ajuta în călătoria vieții și, fără să ne dăm seama, ne-au împovărat mai mult. Ne-au încetinit mersul pe calea Domnului. Resursele omenești sunt trecătoare. Nu doar că sunt atrăgătoare, dar ele sunt trecătoare. Și Pavel, scriindu-le celor din Corint, în capitolul 4, versetul 18, spunea: Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Iar apoi, scriindu lui Timotei, în întâia sa epistolă, capitolul 6, versetul 17, spunea Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Nu ți lega inima de resursele omenești pentru că vor fi limitate și sunt limitate. Da, sunt atrăgătoare, dar sunt trecătoare. Ele nu rămân. Mai mult, resursele omenești sunt înșelătoare. Și în privința aceasta psalmistul în Psalmul 118 versetele 8 și 9 spunea: Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Iar în Psalmul 146, versetele 3 la 5 spune Nu vă încredeți în cei mari, în fii oamenilor în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zile pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Dumnezeul său. asigură prezența divină prin recunoașterea limitărilor omenești. Resursele omenești sunt limitate. Ajutorul omului este limitat. Dar rețineți, Dumnezeu nu însoțește pe cel ce îl părăsește. Vrei să ai parte de însoțirea divină? Stai lângă Dumnezeu. pune toată încrederea în El. Nu-ți fie greu să te smerești și să recunoști limitele pe care le ai. Înțelege că tot ceea ce lumea vrea să-ți ofere sunt lucruri trecătoare, sunt limitate, este un ajutor limitat. Ajutorul de plin îl primim de la Dumnezeu. Suntem la capătul unui drum, și în fața unui drum nou. Mergem spre Patria Cerească. Pentru a avea parte de reușită în această călătorie, avem nevoie însă de însoțirea lui Dumnezeu, de însoțirea divină. Și îmi place așa de mult rugăciunea pe care Moise, omul lui Dumnezeu, o făcea odinioară. Și spunea Moise așa, dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa să mergem singuri. Ce mărturie frumoasă, ce dorință înțeleaptă. N-am mai mers pe drumul acesta. E un drum necunoscut. Dar pe drumul acesta putem să ne asigurăm prezența divină. Putem să avem parte de însoțirea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu este cu noi, să nu pornim singuri. Amin.